Sfântă și sufletul adormitului robului Tău, Daniel Marius, mutat de la noi, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă. Dumnezeu să fie! Nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești vierea, viața și odihna adormitului robului Tău, Daniel Marius, mutat de la noi, Domnului să ne rugăm. Însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Daniel Marius, fratele nostru, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, iar orice greșeală ce a săvârșit ele cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni viitori, iartă-i lui. Dumnezeu să ierte! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Domnului tău! Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul, și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu, și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine, și a dat Lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Mult îndurerată familie, întristată asistență, pe la cucenii și părinți împreună rugători. Sigur că nu mi-aș fi dorit să fiu astăzi aici. Dis de dimineață vineri, eram în Gheorghe Lazăr, în liceu, iar înainte de a începe ora de limbă română, elevii mi-au spus, proful, a murit Dani. Am dat curs discuției și am ținut un cuvânt, dar și un moment de omagiu. Și sigur că fără de ei nu puteam începe ora. Dar nici fără dumneavoastră, cei prezenți astăzi, într-un număr atât de mare, fără de dumneavoastră nu pot să-mi încep cuvântul de învățătură, fără a cânta cu toții un Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte. Dacă Hristos a înviat, adevărata temelie a credinței noastre își primește un finalment, își găsește o calitate. Mă uitam în jur
Și sigur că prea multe comunicate aveau să ne lămurească odată în plus că Dani a trecut la cele veșnice. Eu începeam copilăria venind de la Sfânta Liturghie, ajuns acasă cu tezaur folcloric, acolo unde o distinsă doamnă, alături de altele ce i-au urmat, îi puneau pe cei de astăzi, și cei adormiți, cât și cei prezenți, într-un așa context. Îmi amintesc desele ediții în care Dani, împreună cu alți tovarăști ai lui, urcau pe scenă atât de maiestuos. Mă opresc astăzi la câteva portrete, dar și cuvinte de rămas bun. Mă opresc astăzi la ceea ce Silvia Macria a reușit să pună în și numele dumneavoastră câteva cuvinte. Sunt clipe extrem de grele pentru noi, pentru întregul colectiv artistic al ansamblului folcloric, profesioniști în relul Junii Sibiului. Căci am pierdut nu doar un coleg și un interpret de valoare, ci și un prieten atât de drag. Dani a fost un om deosebit, cu un simț al umorului extraordinar. Avea mereu o vorbă bună pentru fiecare dintre noi. Cântecele lui, atât de curate și interpretate cu multă dăruire, sunt moștenirea neprețuită pe care Daniel Rosalim o lasă tuturor românilor. Silvia Macria. Îmi e greu să continui, însă nu pot să nu amintesc de câteva ediții. De junii de la Jitvei din 2013, sub conducerea maestrului Stelian Stoica, tezaur folcloric alături de Sebastian Stan, Daniel Rosalim, Ilie Mihu, Robert Rinovianu, Marcel Vârceanu, Aurelian Suciu, Silviu Nicolae Rațiu, Alina Pinca, Alina Pâcă, cât și alți interpreți de aleasă valoare. Cu ce aș putea continua? Cu dragostea și dorul. Sau prin altă piesă atât de minunată, Ai hai mândrelor. Astăzi, Dani ne oferă o lecție tuturor. Este un eveniment ce a durat 3 zile, dar se prelungește emoția acestei trăiri în sufletele fiecăruia dintre noi, mulți ani de acum încolo. Astăzi nu stăm în fața unui sicriu. Astăzi stăm în fața unui artist, unui slujitor al poporului român, unui slujitor de al lui Hristos. Mi-aș începe cuvântul de învățătură prin a ilustra această imagine prin 3 cântece ce simt și cred eu că sunt într-o asentimentul fiecăruia dintre dumneavoastră. Astăzi stăm în fața unei racle, pentru că odată în plus simțim fiecare dintre noi că biserica atunci când ne cheamă în rugăciune și ne pune să ne închinăm în fața sfintelor icoane sau al sfintelor moaște, ne cheamă să cinstim, cu alte cuvinte, prietenii lui Dumnezeu. Iar astăzi, dumneavoastră o faceți cu atâta dragoste și prețuire. Astăzi, racla aceasta este împodobită
Cu flori alese. Suferință, crin din care tu mi-ai împletit cu nuna. Dar ce vorbesc? Pentru că văd mai jos cel puțin o cetină de braț. Cine are să ne mai încânte cu drăguții brazi încetinați? Drăguții brazi încetinați, cu ce foc vă legănați? Fără ploaie, fără vânt, cu cetina la pământ. Ce n-aș da, Doamne, pe lume, tânăr, să mai pot rămâne? Să rămân, știu că nu pot. Anii nu se opresc în loc. Este una dintre piesele, încântările, cu care mi-am început cuvântul de învățătură. Sigur că e greu. E greu să surprindem în cuvinte. O spunea și Robert. E greu să cuprinzi în cuvinte o asemenea durere. Însă eu cred că dincolo de această imagine, el a cântat cu mult dor, dar și cu dor de casă. Și după acel dor a tânjit mereu. Astăzi, Dani se reașează într-un echilibru din acesta părintesc. Se reașează Dani lângă părinți. Și mi-aduc aminte și vă pot spune cuvintele care au fost compuse de el, dacă nu greșesc, și interpretate în mod firesc și atât de maestos. Doamne, cât îi bine, copil tânăr, cât mai ești. Ai părinții lângă tine și la greu nu te gândești. Chiar de ai necazuri, ai cui spune, tu să știi, ei te ajută, îți dau o covață. Numai să ai cui mulțumi. Am ajuns acum ca să știu ce e la greu. Că nu mai fi lângă mine, cine m-o sprijini mereu? Iar refrenul, până ai mamă și tată, nu gândești la ce va fi. Când singur vei fi odată, n-ai cu cine te sfătui. Iar o ultimă cântare, prin care cred eu că se simțea și dator. Și mi-am dorit să vă pun înainte, tocmai pentru a fi și un semn de recunoștință față de prezența dumneavoastră a fiecărui aici, dar și a localnicilor, a celor cu care Dani a copilărit. Dar ce vorbesc? Că a făcut-o cu atâta măestrie, purtând cântarea aceasta din Transilvania, pretutindeni, pe marile scene. Din Sibiu, din Șura Mare, ți-aduc lume o cântare. Cântecul l-am învățat de la oamenii din sat. Într-o vale în satul meu, dorul mi de el mereu. Dar soarta m-a dus în lume să cânt lume pentru tine. Am dus dor pe unde am umblat, dor de ulița din sat. Mi-a rămas dor, dor și acasă, să-mi uit statul, nu mă lasă. Și atenție, satule, nu te-o iuta, nici copilăria mea. Aceste cântări, acest portret pe care recunosc în cuvinte sărăcăcioase și vă rog la mine ierta pentru că nu-mi doream sincer să țin o cuvântare. O vor face părinții
cu o mai mare experiență. Însă ce am dorit a fost nu să pun o lacrimă în plus, ci din contră, să nu uitați mișcând că cel care astăzi își ia un ultim rămas bun v-a fost prieten în primul rând, dar și frate, frate de ajutor. Am spus-o cu riscul de a mă repeta și celor pe care îi cunun și celor de care mă despart, că cea mai prețioasă declarație de dragoste, de iubire pe care un om o poate face celuilalt este aceasta. Tu n-ai să mori niciodată. Amin. Așa a depășit propria lui condiție umană prin harul pe care Dumnezeu îl a rânduit ca să devină, iată, slujitor al lui, al nostru, al tuturor, al poporului român, al câmpului românesc, aș putea zice chiar mai mult decât atât, să dobândească o slujire a preoției cântului, cântecului, curat. Așa cum noi, iată, am slujit Sfânta Liturghie, l-am prohodit și prin slujirea Sfântei Liturghii se continuă această prohodire prin rugăciuni ce s-au săvârșit și iată prin cuvintele de mângâiere pe care transmitem mai ales familiei îndurerate și dumneavoastră tuturor care ați venit astăzi cu sufletul curat, cu nădejde, cu pioșenie și cu recunoștință prietenească, iubitoare pentru el, Daniel. De ce pentru el, Daniel? Rosalin, pentru că el ne-a învățat ceva, ne-a transmis un mesaj puternic de demnitate în fața suferinței, de bucurie, era un om al bucuriei, transmitea viață, iubea viața. Dacă iubim viața, iubim și pe Dumnezeu, căci Dumnezeu ne-a dat viața pe care o trăim. Așadar, un om de înaltă ținută morală, de dăruire, de sacrificiu și disponibil la jertfă vis-a-vis de cei din jur și nu numai. Este foarte greu, într-adevăr, a exprima durerea profundă care a cuprins sufletele noastre, a întregii comunități din Șura Mare și nu numai, a tuturor și din întreaga țară și de departe, din străinătate, care au transmis mesaje nenumărate, însutite, numite, așa cum a putut prin mediile sociale și nu numai. Dar dumneavoastră ați venit, ați rupt din timpul dumneavoastră, din activitățile conexe, mai ales artiști fiind, ca să ați venit ca să îl cinstiți memoria. Să facem o rugăciune împreună curată, să o ridicăm prin puterea Harului Ceresc către înaltul Cerului, ca Bunul Dumnezeu să răsplătească jertfa vieții Lui, jertfa câmpului și a iubirii sale manifestate în jurul Lui. Și dumneavoastră puteți dovedi și mărturisi aceste lucruri mai bine decât noi toți, mai ales cei ce l-ați cunoscut îndeaproape, mai ales cei ce ați fost în concerte, în turnee împreună și care v-ați bucurat de prezența Lui, de cântul Lui, de farmecul Lui spiritual. Iubiți fratele Hristos, este important următorul lucru pe lângă celelalte, ca memoria Lui să rămână vie în sufletele fiecăruia dintre dumneavoastră. Altfel ar fi în zadar toată viața Lui, toată activitatea Lui, toată slujirea Lui. Este greu a înțelege, într-adevăr, dragi oameni, dragi frate Hristos, iubită familie, întristată familie, de ce atât de vreme? De ce la 40 de ani, un an, ne desparte pe mine și alți, suntem în aceeași generație și alți colegi, aici de față, cântăreți sau artiști? De ce oare? Ușile Raiului să-ți deschidă și moștenitorul părăției sale ce ceresc să te arate pe tine, iubitorul de Hristos, Daniel Marius Rosalin. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Foarte pe scurt, succint, voi prezenta în calitate de preot în paroha acestei parohii câteva lucruri despre viața lui. Este greu a cuprinde în câteva cuvinte viața unui om, care este atât de complex. 1978 în Sibiu, în Șura Mare, județul Sibiu, având ca și mamă și maică pe Magdalena și tatăl Nicolae, nașii de botez, Rosalin Gheorghe și Maria. Școala generală o săvârșește în Șura Mare, liceul la industrial numărul 3 din Sibiu,
Apoi a urmat facultatea de drept și școala populară de artă. Iată arta sufletului lui. Iată cum arta a devenit știință pentru el prin determinare, prin muncă, prin strădanie, prin timp și fără timp de multe ori, cum spune Apostolul Pavel, în slujba semenilor, în slujba celor pe care i-a încântat cu cântecele sale, cu felul său, cu totul ieșit din comun pe care l-a dobândit. Pentru prima dată a început să cânte în corul de la Orlat, Călușerul, iar apoi în ansamblul Jidvei România. Momentul său de debut oficial a reprezentat participarea la concursul Moștenitorii, tezaur folcloric realizat de televiziunea română. În anul 2008 s-a angajat la cindrelul Junii Sibiului, îndrumat și susținut de directoarea Silvia Macrea, o doamnă binecuvântată prin tot ceea ce face în slujba tradiției populare și a cântului nostru curat românesc. O doamnă care reprezintă mult pentru noi și pentru întreaga țară și nu numai, și pe această cale ne arătăm recunoștință deosebită prin grija mai ales avută și vis-a-vis de Daniel Rosalin și cu deopotrivă față de toți ceilalți artiști și oameni ai cântului. Un alt moment important al vieții sale a fost în anul 2003, când a câștigat premiul întâi la festivalul Strugurile de Aur de la Jidvei. A realizat turnee, a participat la festivaluri în țară, în străinătate, pe diferite continente, a dus bucuria cântului peste tot și iată, prin întâlnirea umană, interumană cu ceilalți, a transmis și iată bucuria lui de a fi, întotdeauna având o vorbă bună, chiar o glumă potrivită de a destinde o atmosferă frumoasă între ceilalți. A realizat așadar foarte multe turnee, foarte multe concerte și cu timp și fără timp, chiar lansând trei albume, Mândră pentru ochii tăi, Dragostea și dorul și un album Colinde. În data de 7 iunie 2008 s-a căsătorit cu Valentina, având împreună un băiat pe nume Cătălin Daniel Rosalin, în vârstă de 9 ani. Este greu a pronunța aceste cuvinte, pentru că îmi dau seama cât de greu îi va fi acestui fecior al lui de acum înainte. Aduceți-vă aminte de Daniel, de Rosalin, de tatăl lui și aveți grijă de fiul lui. Voi, ceilalți, și mă știți la cine mă refer, îngrijiți-vă să crească, să se desăvârșească ca un om cu nume bun, cum a fost și tatălui. Ce rămâne după noi? Spunea la un moment dat un înțelept că viața noastră este precum o corabie și la un moment dat, privind corabia, vedem o dâră, o urmă pe apă, pe mare, pe ocean și repede valurile o astupă și nu se mai vede nimic. Nu rămâne nimic după noi. Dar totuși rămâne o urmă bună, un nume bun. Nu este tot așa sau la fel când moare cineva care n-a avut treabă cu nimic și cu nimeni și a fost un om rău, un om răzbunător. Și mulți spun în tradiția populară, bine că l-a luat Dumnezeu, că multe rele a făcut. Nu este caz. Rămâne un nume bun. Regretăm că l-a luat Dumnezeu, dar avem nădejde că Dumnezeu știe de ce l-a luat și știe de ce ne-a transmis aceste mesaje în viața noastră personală. Nu vorbim pentru cel care pleacă, ci pentru cei care rămânem încă în această viață și ca să ne înțelepțim, să ne pregătim, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-I slujim lui Dumnezeu cu toată trăirea, cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot ceea ce săvârșim în fiecare zi a vieții noastre, care este darul lui Dumnezeu. Gata, acest copil, Cătălin, este botezat, pomeneam mai devreme, de doamna Silvia Macrea, botezat de dânsa. Iată grija de care vorbeam mai înainte, grija deosebită și care, am toată convingerea, fără niciun fel de îndoială, va continua și mai mult, de acum înainte, pentru sfinul dânsei și la voastră, colegii, la fel să faceți. Deci viața vă va oferi această șansă să-l sprijiniți, să-l ajutați. Puneți-vă în situația celui decedat, celui plecat.
cum ne-ar conveni nouă să se întâmple cu cei care rămân după noi și cum ar vrea să fie atitudinea celor care i-am iubit, i-am apreciat și au fost alături de noi. Să nu uităm aceste lucruri, să nu plecăm de la această slujbă de mormântare, să revenim la ale noastre uitând de Daniel, niciodată. Să nu facem această greșeală pe care mulți o fac. Păstrați în sufletul dumneavoastră această binecuvântare pe care El a reprezentat-o în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Având naștere de cununie pe Cornelia și Neluțu Moțoc, a cununat pe robii Dumnezeu, Vatră, Liviu și Ioana, fii duhovnicește parochiei noastre, familie creștină, devotată și în slujire și în tot ceea ce însemnează biserica nouă ce se zidește. Nu vreau ca să lau pe domnul Liviu, dar dânsul, ați văzut acele două cupole frumoase, turle și cupola mare, dânsul cu ceilalți credincioși, cu mâna sa a pictat și a zugrăvit această mireasă a lui Hristos. Iată slujirea către Dumnezeu, s-a transmis prin acești fii binecuvântați a lui Daniel. A fost alături, mai ales în perioada și întotdeauna, dar mai ales în perioada de suferință, logonica lui Crina, ci aflată lângă catafalc, care simte și resimte dorul și îl va simți permanent cât va trăi. Dar ei spun acest cuvânt și nu numai ei, și nepoatei Andreea, care a fost alături de suferință și l-a susținut până la ultima secundă de viață. I-a promis, și acest lucru mi l-a mărturisit nepoata Andreea, că va mai trăi până la ziua ei și a mai trăit o oră. I-a promis că îi va oferi de toate, în sensul cel mai bun, și a oferit de toate. Îi va oferi și de acum înainte, din înaltul cerului, din corul îngerilor, harul său, rugăciunea lui, care se vor revărsa în continuare asupra familiei, asupra copilului și a celor din jur. Și a rămas bun de la sora Marinela, de la cunoscutul Daniel, de la frații Vidreș, Nicolae, Doina și Maria, de la verișorii Cosmin, Delia, Marius, Cristina și Rodica, de la nepoții Alexandru și Alesia, de la rude, prieteni, vecini, din Șura Mare, consăteni, cu care a copilărit, cu care a crescut, cu care au fost la școală împreună, și de la toți cei din Sibiu și de și în alte localități sau locuri care ați venit în această zi să ne rugăm pentru sufletul lui. Și a rămas bun de la toți colegii artiștii, prietenii de suflet cu care a colaborat, a cântat, s-au bucurat și iată că acum din nou v-a adunat împreună Daniel, însă la ceas de rugăciune, de prohodire, așa cum făcea odinioară la ceas de cântare. Și a rămas bun de la toți colegii, ziceam, de la toți oamenii de suflet, de la toți oamenii care l-au iubit, care nu au putut să vină astăzi din binecuvântate motive să fie de față, dar care au transmis și simt durerea familiei și a despărțirii și care au ascultat și vor asculta cu siguranță, cu mult drag și de acum înainte, melodiile și cântările lui. Și a rămas bun în ultimul rând și la colegii ansamblului Junii Sibiului. Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să primească sfinte rugăciuni. Amin.